Iar la nivelul județului Maramureș pot să vă spun doar atât. Planul lui Bogdan, plan pe care l-am arătat și l-am susținut în fața multor cetățeni, este un plan câștigător. Este un plan câștigător pentru maramureșeni, este un plan câștigător pentru toate comunitățile din acest județ. Este un plan care va fi pus în operă în următorii 4 ani și un plan care ne va face ca în 2024, când vom veni din nou în fața alegătorilor, să putem spune în termen real că lucrurile pe care le-am promis s-au făcut. Sunt lucruri de care județul Maramureș are nevoie, sunt lucruri pe care Partidul Național Liberal, condus la nivelul filialei Maramureș de către Ionel Bogdan, le va pune în operă. Ionel Bogdan, am încredere că va fi un președinte de Consiliu Județean, astfel cum nu am avut până acum. Îi doresc lui Ionel mult succes în mandatul de președinte al Consiliului Județean. Le urez tuturor primarilor care și-au obținut mandatele în acest moment, în urma votului exprimat ieri, mult succes în continuare și de asemenea le urez tuturor candidaților Partidului Național Liberal care au obținut rezultate bune și care se vor pregătesc de astăzi pentru alegerile care vor urma în 2024, pentru că indiferent că ai câștigat sau ai pierdut, campania pentru 2024 începe astăzi. Le urez succes, le urez să creadă în ei, să creadă în forța Partidului Național Liberal și în expertiza pe care putem să le punem la dispoziție. Multă sănătate tuturor maramureșenilor și Dumnezeu să ne ajute! După cuvintele colegilor mei, vreau să vă mai spun un singur lucru, și anume că acest rezultat cu peste 4800 de voturi exprimate pentru mine în această competiție, voturi ale maramureșenilor, diferența de fapt, că sunt peste 60.000 de maramureșeni care mi-au acordat încrederea, mă încarcă de emoție, dar și de responsabilitate. Pentru că în următoarea perioadă trebuie să ne apucăm de treabă. Ceea ce am promis în această campanie, ceea ce ne dorim să facem pentru județul Maramureș, trebuie să devină realitate în următorii 4 ani de zile. Am încredere în echipa mea, am încredere în echipa Partidului Național Liberal, am încredere în maramureșeni că împreună vom reuși să implementăm planul lui Bogdan. Dumnezeu să binecuvânteze Maramureșul, Dumnezeu să binecuvânteze România. Numărătorii făcute de Partidul Național Liberal la aceste alegeri locale, rezultate parțiale încă, mai sunt câteva zone unde trebuie finalizată numărătoarea ca urmare a unor contestații depuse de reprezentanții noștri în birourile electorale locale. O să-l invit pe secretarul general al partidului, domnul Robert Sighiartău, să vă prezinte rezultatele generale, după care o să facem o analiză în detaliu asupra victoriilor obținute de Partidul Național Liberal la acest scrutin electoral. Robert, mulțumesc, Ionel. Bună ziua! Vreau încă o dată, în numele conducerii Partidului Național Liberal, să mulțumesc tuturor românilor care s-au prezentat la vot și au acordat încrederea candidaților Partidului Național Liberal, aleșilor noștri locali. A fost o zi istorică pentru Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal este primul partid din România și principalul partid din România. Din rezultatele parțiale pe care noi le avem, Partidul Național Liberal are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru de după 30 de ani de la Revoluție. De asemenea, am făcut o analiză și pe celelalte partide și am văzut că PSD-ul se situează undeva în jurul cifrei de 30%, iar Uniunea Salvați România este la 13%.
Cam astea sunt datele parțiale până în acest moment pe ceea ce înseamnă numărătoarea paralelă a Partidului Național Liberal. De asemenea, vreau să vă spun că în cadrul echipei de campanie, în discuțiile avute cu președintele Partidului Național Liberal, am luat decizia pe care o vom adopta și în Biroul Permanent Național de miercuri, să nu existe nici un fel de alianțe cu Partidul Trecutului, cu Partidul Social Democrat. Este o decizie pe care o vom adopta miercuri în cadrul Biroului Permanent Național. Vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor candidaților la funcția de primari. Din datele noastre reiese faptul că vom avea peste 1300 de primari la nivelul României, la fel o cifră istorică pentru Partidul Național Liberal, însă toată considerația noastră este astăzi pentru români, pentru că s-au prezentat, pentru că ne-au acordat încrederea lor și au dat până la urmă un gir și un cec în alb filozofiei liberale de dezvoltare, de modernizare a administrațiilor locale, așa cum deja Partidul Național Liberal a demonstrat în comunitățile pe care le conduce. Mai departe o să las pe colegul meu Ionel Dancă să vă prezinte și câteva dintre victoriile răsunătoare pe care le-am avut, pentru că numai românii și candidații știu cât de mult s-au bătut pentru a-i scoate din joc și din arenă pe niște monștri și dinozauri ai Partidului Social Democrat. Te rog, Ionel. Mulțumesc. Într-adevăr, a fost o luptă dură, dusă până în ultima clipă, om cu om și vot cu vot. Partidul Social Democrat, prin reprezentanții săi, nu s-au lăsat duși de la butoane cu una cu două și au folosit toate instrumentele posibile, legale sau mai puțin legale, pentru intimidarea alegătorilor, pentru coruperea alegătorilor, astfel încât să schimbe opțiunea de vot a românilor. Și începem prezentarea acestor lupte duse în cadrul scrutinului electoral de duminică cu Bucureștiul, unde până în ultima clipă și chiar astăzi au fost tentative de manipulare, de fraudare a votului și a rezultatului acestui vot exprimat de către bucureșteni. Dar românii trebuie să știe și pentru aceasta le mulțumim, pentru că au venit la vot și au acordat încrederea Partidului Național Liberal și candidaților susținuți de Partidul Național Liberal, am reușit împreună să eliberăm Bucureștiul de mafia Firea Pandele, care împreună cu alți acoliți din aceeași zonă a Partidului Social Democrat au continuat să facă o manipulare grosolană a opțiunilor de vot exprimate de bucureșteni. În acest moment, Nicușor Dan, candidatul susținut de Partidul Național Liberal, este primarul general al Bucureștiului și Bucureștiul intră într-o nouă etapă de dezvoltare, într-o etapă a normalității și a bunului simț cu care va fi guvernată capitala. La nivelul sectoarelor, bătăliile s-au dus, spuneam, până astăzi, dar trebuie să spunem clar bucureștenilor, sectorul 1 este condus în acest moment de Clotilde Armand, candidatul susținut de Partidul Național Liberal și partenerii din Alianța USR Plus. La sectorul 6, Ciprian Ciucu este primarul acestui sector cu aceeași susținere din partea Partidului Național Liberal și a Alianței USR Plus. Din păcate, și de asemenea la sectorul 2, Radu Mihaiu este învingător și sectorul 2 va cunoaște o altfel de administrație în următorul mandat. Din păcate, la sectorul 5, manevre pe care le credeam de mult apuse din trecutul interlop al administrațiilor PSD au făcut ca victoria să nu fie a candidatului Partidului Național Liberal Cristian Băcanu și până în ultima clipă, vot cu vot, au fost deturnate opțiunile de vot ale cetățenilor din sectorul 2, astfel încât în acest moment avem un alt câștigător.
Bătălii cruciale s-au dus peste tot în țară. Marian Oprișan la Vrancea este istorie, cu votul românilor și al vrâncenilor care vor să deschidă județul și Vrancea pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru normalitate. La fel, la Giurgiu, epoca lui Bădălău s-a terminat. Giurgiu, în acest moment, este un județ liberal, cu un vot istoric obținut de Partidul Național Liberal, atât la Consiliul Județean, cât și la municipiul Giurgiu. Județul Prahova este, în acest moment, eliberat de legăturile familiei Cosma în administrarea județului. Județul Prahova, în alianță cu partenerii noștri USR Plus, în acest moment are un președinte de Consiliu Județean Liberal în persoana lui Iulian Dumitrescu. La Constanța, o bătălie dură între reprezentanții lui Felix Troie și ai moștenirilor lui Mazăre de la malul Mării și au văzut sfârșitul odată cu câștigarea județului Constanța și a municipiului Constanța prin noul primar al acestui oraș, Virgil Chițac. Sunt bătălii peste tot în țară, la Iași, de asemenea, județul Iași, un județ cu un spirit cultural, intelectual, aparte, a scăpat de rușinea de a fi condus de niște analfabeți ai PSD-ului, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. În acest moment, Partidul Național Liberal a reușit să elibereze de sub bocancu baronilor PSD alte 10 județe și am ajuns în acest moment să conducem 17 consilii județene care vor avea parte de o nouă administrație, o administrație liberală performantă. Județele unde Partidul Național Liberal a câștigat președinția Consiliului Județean: Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Giurgiu, Iași, Ilfov, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Maramureș, unde Ionel Bogdan, colegul nostru, a reușit să-l reducă la tăcere pe un alt exponent al PSD-ului, pe baronul Zetea, Timiș și Vrancea. La nivelul municipiilor reședință de județ, Partidul Național Liberal are cel mai mare număr de municipii reședință de județ. 15 orașe mari au dat votul de încredere candidaților Partidului Național Liberal: Arad, Oradea, Bistrița, Reșița, Cluj-Napoca, Giurgiu, Târgu Jiu, Deva, Slobozia, Iași, Piatra Neamț, Constanța, Ploiești, Suceava, Tulcea, la care se adaugă Bucureștiul, sectorul 6 și Bacău, unde am fost în alianță cu partenerii noștri de la USR Plus. Alte municipii și orașe importante, victorii simbol de încredere pentru Partidul Național Liberal, au fost în toată țara, la Oltenița, orașul, să spunem, de naștere al idolului comuniștilor din PSD. De asemenea, vorbim despre orașe importante ca Slobozia, Roman și Ajud, Panciu, în Vrancea, Rădăuți, Tecuci. Sunt orașe și municipii importante unde cetățenii ne-au acordat încrederea. Suntem convinși că în acest moment Partidul Național Liberal va reuși să folosească această încredere obținută din partea românilor și într-un parteneriat cu o guvernare liberală care a dovedit o eficiență nemai întâlnită în ultimii 10 ani, în timp de pandemie și de criză economică provocată de această pandemie. Deci într-un parteneriat cu astfel de guvernare liberală eficientă, administrațiile locale vor aduce bunăstare, dezvoltare și prosperitate pentru fiecare român. Dacă aveți întrebări. Există și orașe mari pe care Partidul Național Liberal le-a plăcut, vorbim de Alba Iulia și Brașov. Unde a greșit PNL-ul? Oamenii niciodată nu greșesc, iar oamenii au considerat că pentru orașele respective persoanele care au candidat de pe acele partide sunt mai potrivite. Nu s-a greșit niciunde, dimpotrivă, dacă dăm exemplu Alba Iulia, vedem că
avem o moștenire extraordinară și este orașul care a atras poate cele mai multe fonduri europene. În general, oamenii știu foarte bine că administrațiile liberale au reușit să performeze din punct de vedere administrativ și au obținut rezultate extraordinare, mai ales în ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene și de creșterea calității vieții. Dar, așa cum a spus și dumneavoastră, există surprize, există ciudățenii în ceea ce privește votul, dar oamenii sunt suverani, iar votul oamenilor pentru noi este cel mai important. Suntem siguri că Partidul Național Liberal va face performanță acolo unde a câștigat. Pentru că, așa cum a spus Ionel, colegul meu, Partidul Național Liberal a reușit, și vreau să subliniez această cifră, să crească numărul președinților de consilii județene de la cifra de 7 la 17. Este un lucru extraordinar și știm că apasă pe acei oameni, dar și pe noi, o responsabilitate enormă să scoatem acele județe din sărăcie. Pentru că Ionel a vorbit de Vrancea, a vorbit de Iași, a vorbit de Giurgiu, unde acei oameni, din păcate, trăiesc în sărăcie. Iar în parteneria cu Guvernul României, într-un parteneriat solid și cu președintele Iohannis, cu banii pe care președintele Iohannis a reușit să negocieze la Bruxelles, ne dorim să atragem fonduri europene și să creștem calitatea vieții, că pentru asta suntem împuțeniciți de oameni. Vă mulțumesc. Da, aș vrea să mai adaug un lucru. În continuare, există zone, deci pe lângă cele 17 consilii județene, unde am câștigat clar detașat președinția acestor consilii, la nivelul votului pentru Consiliul Județean, în multe județe am fost pe primul loc și avem prima opțiune pentru formarea unor majorități. La Telerman este un rezultat extraordinar. Partidul Național Liberal la județul Telerman, la Consiliul Județean, este pe primul loc cu peste 42% dintre voturi. Și în acest moment am făcut contestații, pentru că există o diferență foarte mare între votul primit de Partidul Național Liberal la Consiliul Județean și votul primit de candidatul PNL la președinția Consiliului Județean, și am făcut contestații pentru renumărarea voturilor. La Vaslui, Mitică Buzatu are zilele numărate, a fost la milimetru această victorie pe care noi reclamăm la Vaslui, pentru că credem că în Vaslui candidatul nostru a câștigat Consiliul Județean și am cerut renumărarea voturilor la Vaslui. Deci Temutul Mitică Buzatu de la Vaslui a câștigat în mod rușinos și nu suntem convinși până în ultima clipă, până nu verificăm toate buletinele de vot anulate, că această victorie este una corectă. La Focșani am cerut de asemenea renumărarea voturilor în municipiu, pentru că în județ baronul Oprișan și-a luat adio deja de la cetățenii vrânceni și de la mama lui. Acum, în județul Vrancea, la Focșani, la municipiu, avem o contestație depusă, pentru că și acolo credem candidatul nostru, Ion Ștefan, a câștigat primăria municipiului Focșani. La Botoșani, de asemenea, se renumără voturile. Diferența este una de câteva zeci de voturi între candidatul nostru și candidatul Partidului Social Democrat. Și cerem reprezentanților autorizați să verifice aceste buletine de vot, responsabilitate, corectitudine până la capăt, pentru că bătălia, noi credem că încă nu este încheiată și putem să avem un rezultat care se exprime cu adevărat voința românilor exprimată la vot. Robert? Trebuie să așteptăm în primul rând rezultatele finale, pentru că și în acest moment se numără, și în acest moment mai sunt procese verbale care nu sunt finalizate. În mod normal, după ce se finalizează și avem rezultatele finale de la BEC, normal că vor începe negocieri. Numai că vreau iarăși să subliniez, să reiterez faptul că Partidul Național Liberal nu va încheia nici un fel de alianță cu Partidul Trecutului, cu Partidul Oprișan, al lui Buzatu, al lui Felix Troie, cu PSD.
Asta ca să fie extrem de clar. Vă mulțumesc. După orice fel de alegeri, oricât de bune ar fi cum sunt și acestea ale Partidului Național Liberal, normal că vrem totdeauna să îmbunătățim performanța unor județe. Se vor face analize, vom avea și un birou permanent național și dacă există soluții mai bune în anumite județe, normal că vom apela la ele pentru că ne dorim ca scorul acesta în perspectiva alegerilor parlamentare să se consolideze sau chiar să crească. Noi avem niște rezultate parțiale, așa cum am spus și mai înainte. Clar că nu vom face niciun fel de alianță cu PSD. Opțiunile noastre sunt cu partenerii de alianță de la București, cu care am reușit să câștigăm și Bucureștiul. Și aici mă refer la partidele anti-PSD. Dar rămâne de văzut exact fiecare cu ce cifre vine, cu ce număr de consilieri locali, cu ce zestre. Și apoi ne vom pune la masă și conform celor discutate și anterior, înaintea alegerilor locale, vom face majorități în toate consiliile locale pentru a putea să ne punem în practică proiectele pe care le-am avut prezentate în campania electorală.